Programul social Solidaritate constă în acordarea, începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistență socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 de lei, în vederea achiziționării de produse alimentare pentru a sprijini persoanele și familiile aflate în situații de risc social, care au domiciliul sau reședința în Craiova. Înscrierile în acest program vor avea loc pe 8 și 9 octombrie, între orele 8:30 și 16:30. Dosarele se depun la unul din sediile Direcției de Asistență Socială din Craiova. Distribuirea tichetelor sociale se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență de pe raza municipiului Craiova, comunicată de către beneficiar pe baza prezentării actului de identitate. Tichetele sociale vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente și nu pot fi folosite pentru achiziționarea de țigări sau băuturi alcoolice, iar valorificarea acestora prin transformare în bani este interzisă.